Recent, în incinta Palatului de Cultură Ungheni, a avut loc finala concursului Photomodeling Miss Ungheni 2012. Acest concurs, care este o premieră locală, a durat circa o lună de zile, timp în care 11 unghenence au avut parte de mai multe sesiuni foto. Cele mai reușite poze au fost postate pe site-ul concursului, iar vizitatorii acestui au avut ocazia să voteze pentru concurenta preferată. Totalurile însă au fost apreciate de un juriu care a decis locurile premiante a participanților la acest concurs. Concursul a început de pe data până pe 29 februarie. În acest timp, fetele și-au făcut fotosesiile, anume care și cum astăzi. Pozele au fost prelucrate și deja puse pe site și de pe 1 până pe 7 martie a avut loc votarea pe site. A participat 11 fete, însă la partea finală, cu părere de rău, au venit doar 7 fete. Juriul a apreciat calitățile fetelor nu numai după pozele postate pe site, dar și după ținuta care a avut-o fiecare pe scenă. În urma decizii finale a juriului, locul 3 l-a obținut Cristina Potângă, pe locul 2 s-a clasat Svetlana Kolobkova și locul 1 e revenit Adrianei Popovici. După care Svetlana Kolobkova. La început nu vreau să particip, dar astăzi niște emoții foarte plăcute, nu m-am așteptat, au fost fete mai drăguțe, dar m-am simțit bine. Sesiunea foto, de fapt, a fost destul de hazlie, era interesant, nu eram concentrată, adică m-am simțit foarte liber. Cum au fost concurențele? Au fost o concurență mare? Da, toate fetele au fost extraordinare, cu multele din ele chiar m-am împrietenit. Mi-au fost concurente, însă nu au fost dușmănie între noi. Toate ne-am susținut una pe alta și ne-am împrietenit. Toate participantele la concursul Photomodeling Miss Ungheni 2012 au fost menționate cu diplome și flori. Deținătoarea locului 3 a fost premiată cu o sesiune foto gratis într-un studio profesional. Deținătoarea locului 2 a fost premiată cu un player, iar câștigătoarea acestui concurs a ales cu un telefon mobil performant.